răspunsul meu. Țările europene fac parte, majoritatea, din NATO. Și trebuie să rămânem și să participăm la acțiune NATO, să ne asumăm rolul fiecare. Însă, în cadrul acestei alianțe, și Europa trebuie să se organizeze. Nu se poate baza pe capacitățile unei puteri exterioare. Europa trebuie să aibă capacitatea de apărare, industria necesară și mijloacele care permit să acționeze. Nu facem ceva în afară. În cadrul alianței trebuie să ne asigurăm că Europa este apărată. Trebuie să ne asigurăm că putem răspunde dacă noi într-o zi vom fi amenințați. Trebuie să fim autonomi în alegerile noastre, iar Franța este atașată acestui respect al alianței, dar și spiritului de autonomie, și cred că toate țările europene vor să aibă această poziție în alianță, în care au un rol. Am fost la summitul NATO, la care a participat și domnul Iohannis, și s-a degajat din discuții această linie strategică.